O să rog pe domnul Dragnea să-l plimbă cu mașina pe președintele Băsescu pe A2. Că el nu știe că după ce a fost în Germania în excursie și nu s-a văzut cu nimeni, nu știa că A2-ul a fost dezăpezit. Și să-l plimbați cu mașina, domnul Dragnea, că sunteți cunoștințe vechi. După nervozitatea președintelui Băsescu, îmi dau seama că ne-am făcut bine treaba. Reacția premierului vine după ce șeful statului a criticat în termeni duri dezăpezirea făcută de guvern. Mascarada televizată a comandamentelor nu face decât să fie o acoperire pentru banii nemeritați și nemunciți care se vor da firmelor clientelare care au contracte de dezăpezire, iar în locul lor a fost scoasă armata și jandarmeria. Aș propune guvernului să constate neîndeplinirea contractelor și să dea banii armatei și jandarmeriei. Traian Băsescu a atacat și deciziile de demitere a prefecților. Să dea afară prefecții când contractele le fac președinții de consilii județene, căruia nu li s-a putut spune o vorbă, CNADR-ul, căruia nu i s-a putut spune o vorbă, și el este cel care închiriază utilaje. Toate reproșurile și executările s-au îndreptat către prefecți, când ei știu foarte bine că toate contractele sunt la președinții de consilii județene, care au făcut achizițiile publice, legal sau ilegal.